condamnat 3 ani și 4 luni. Și îmi pare foarte rău pentru ce am făcut, dar asta este, mergem înainte. 6-2. Infracțiunile sunt mai multe: acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, în general fraudă cu carduri bancare. Tentativă de omor, omor și el... Omor. Și tu ce? Tot omor. Amână, vă țineți de gât, circulați-vă, circulați-vă. Sunt alții care se eliberează și fac alte fapte, se întorc. Să o obișnuiesc aici, se place. Da? Cum o să se întoarcă? Pleacă unul, vin trei. Și zice, am fost acolo, nu e rău, așa, nu e. Mă mai duc, da. Că s-am obișnuit, azi că știu cum e o pușcărie, mă mai duc, ce are, dar. Multora le și place să se întoarcă, ei argumentând următoarele motive. Aici am căldură, am o masă, mănânc. Nu mă costă nimic, nu trebuie să muncesc. E bine să stau aici cât e frig. Aceste condiții oferite de centrul nostru de detenție sunt favorizante într-un fel pentru ei. De frizer, am fost la școală afară de frizerie, la estetică și am diplomă de frizer. Am făcut acum ceva timp inventarierea tuturor cărților din bibliotecă. Citesc și în timpul liber, mă citesc și pe aici. Încerc să-mi ocup timpul cum pot, mai pictez, mai fac obiecte din astea din sticlă, adică e schimbare mare de mediu, adică vei din de afară și vei aici mediu închis, restricții și încerc să nu mă gândesc cum ar trebui să fie, gândesc cum este. Ceva gen așa? Am reflectat mult asupra ceea ce am făcut și mi-am dat seama că asta nu e un mod de viață, nu pot să fac asta pentru că există consecințe și mi-am format o idee despre ceea ce ar trebui să fac și cum aș vrea să fie viitorul meu. M-am un pic, poate Dumnezeu și mă eliberez. Și am zis că orice, și spălătorie auto dacă a fi. Și am zis că mă duc la ajutor de mecanic auto, că am făcut afară un an de zile profil mecanic auto. Mai departe, nu știu, aș vrea ceva, un curs de calificare, ceva, nu știu, un sudor, ceva. În primul rând să-mi continui studiile, să termin liceul, să iau bacul și mai departe o să văd și să fac, să lucrez ceva în domeniul IT. Un ar de fix călândreț la foc la brichetă, după care iei o cărcasă de pix și îl pui acolo, îi pui în vârf și îl lași un pic ieșit afară. Pe urmă îi dai cu un pic de asta după el. Doare? Doare. A, un fel de poveste. Când m-am născut, pe asta, când a apărut fratele meu... Acolo scrie ceva în... Arabă. Arabă? Ce scrie? Poate pentru lume sunt o simplă persoană, dar pentru o persoană sunt întreaga lume. Ce? Poate fi o persoană pe viitor.